Eu, în primul rând, vreau să vă spun un bun venit la primul din cele 5 muzee din țară deschise în cinstea creatorului romanului românesc modern, Liviu Rebrian. Circuitul de vizitare este de la dreapta la stânga, dar trebuie făcute următoarele precizări. Nu vă aflați în satul natal al romancerului. Rebrianu s-a născut în 27 noiembrie 1885 într-un sat de la poalele munților Țibleș, sat pe nume Târlișua, pe care Rebrianu nu l-a cunoscut niciodată, nici măcar pe hartă. A fost primul din cei 14 copii pe care i-a avut tatăl său, Vasile Învățător, deloc din comuna Chiuza, și mama Ludovica, deloc din orașul Beclean. Din 14, doar 9 au depășit majoratul. La 2 ani jumate de la nașterea sa, familia a fost mutată în comuna Maieru, o comună mare și bogată, la 9 km distanță de orașul St. George Băi, unde Rebrianu a crescut și a copilărit. Școala primară a început-o la Maieru și l-a avut învățător și pe tatăl său. Pe urmă a urmat liceul grănicerez din orașul Năsăud, actualmente Colegiul George Coșbuc, liceu care a dat țării un număr de 21 de academicieni în frunte cu Coșbuc și Rebrianu, și a urmat mai departe Liceul German din Bistrița, actualmente Colegiul Liviu Rebrianu. În anul 1900, în urma unui concurs, Rebrianu pleacă în Ungaria, la Sopron, la Școala Superioară de Honvezi. De acolo, la vârsta de 16 ani, Rebrianu trimite prima scrisoare părinților. Li se adresează părinților cu apelativul: iubiți părinți, examenul de primire l-am pus, l-am pus și lot. Am omnit tare bine, m-am îmbrăcat în haine cătunești. Trimiteți cele cămăși și altele, dacă se poate, semnează Liviuț.
Situația materială a familiei fiind precară, mama lui a vrut să-l facă preot, tatăl a vrut să-l facă învățător, lui a plăcut medicina. Dar toate trei variantele au căzut. Crezând că o să ploie cu parale în armată, dar s-a înșelat amarnic, Rebrianu se întoarce înapoi la Budapesta, termină Academia Militară cu nota 10 și lucrează timp de 17 luni ca ofițer în armata austro-ungară. Renunță la cariera militară în anul 1908 și se întoarce în țară. Nu la Târlișoara, nu la Maieru, revine în această localitate, care până în data de 2 iunie 1957 a purtat numele de Prislop. Nu trebuie confundată cu trecătoarea de la Pasul Prislop. Debutul și-l face la Sibiu, în revista Luceafărul cu novela Codria. În anul 1909, Rebrianu se hotărăște definitiv să treacă Carpații în România Mare, mai precis în capitala țării București. Condus fiind la gara din orașul Năsăud de către tatăl său, la despărțire tatăl îl îmbrățișează și cu ochii în lacrimi îi spune următoarele cuvinte: Liviuț, să-ți ajute bunul Dumnezeu să ajungi cât coșbuc de mare. Ajuns la București, Rebrianu debutează cu Volbura Dragostei. Face traduceri din limbile germană, maghiară, franceză în limba română. Înființează și conduce mai multe reviste: Mișcarea Literară, România Literară, Scena Rampa. Nu a făcut parte nici dintr-un partid politic, cu toate că a ocupat mai multe funcții de demnitar: director la Educația Poporului, președintele Societății Scriitorilor din România, director general al Teatrelor și Operelor din România, secretar de teatru la Craiova. A cunoscut o fată de avocați, pe nume Ștefania Rădulescu, cu care se căsătorește în anul 1912 și au avut o singură fată, Puia Florica Rebrianu, care a decedat în urmă cu 15 ani de zile. Urmași din familia lui nu mai este nimeni, doar amintirile. Puia a fost căsătorită cu un ofițer de cavalerie pe nume Radu Vasilescu, primul crainic sportiv din România, dar n-au avut copii. Puia a trăit 83 de ani.
Rebreanu, ca un ardelean harnic și miticulos, și-a cumpărat casa lui, proprietate personală, lângă orașul Pitești, comuna Valea Mare Ștefănești, astăzi muzeu, unde la 1 septembrie 1944, la ora 2, fără 10 noaptea, se stinge din viață. A murit tânăr, la vârsta de 59 de ani, de un cancer pulmonar, abuzul de cafea și tutun. Este mormântat în București, cimitirul Belu, Aleea Scriitorilor, alături de Eminescu, Caragiale și Coșbuc. Sala în care vă aflați sunt cele trei capodopere scrise de Rebreanu, Ion, Pădurea Spânzuraților și Răscoala. Debutul ca romancer și-l face în anul 1920 cu apariția romanului Ion. Cum a spus Rebreanu, de când romanul Ion a devenit cunoscut, satul Prislop a dobândit o faimă pe care nu a nădăjduit-o niciodată. Personajele din roman au trăit în această localitate. Aveți modelul Anei din roman pe numele adevărat Rodovica Boldigeri, care a murit în 6 decembrie 1973, iar Iona Glanetașului a avut casa peste drum de muzeu, casă care a existat până în 1947. Învățătorul Zăgrean, tot din romanul Ion, și în partea stângă, modelul Laurei din roman, sora lui poeta Livia Rebreanu, căsătorită Hulia. Costumul original al lui Ana. Și costumul original al lui Ion. Thank you.
Aici aveți romanul Pădurea Spânzuraților. Eroul din roman nu este nimeni altul decât fratele său, Emil Rebrianu. Poet nedebutant, student la trept la Cluj, în perioada primului război mondial a lucrat ca ofițer în armata austro-ungară. Adus din Italia de pe front să lupte împotriva românilor, a dezertat, a trecut frontul granița, dar a fost prins și executat prin spânzurătoare la Ghimeș-Palanca, în județul Bacău, la 14 mai 1917, numai când roman apare sub numele de Apostol Bologa. Sentința de condamnare la moarte este în fața dumneavoastră. Aici aveți romanul Răscoala, Strigătul înfometaților de la 1907. Tot ce vedeți în sala 3-a este original. La deschiderea muzeului, în data de 2 iunie 1957, a participat soția romancerului, care a donat unul din cele trei birouri pe care le-a avut Rebrianu, iar restul este mobilierul cât s-a mai păstrat de la tatăl său, învățătorul Vasile Rebrianu. Clădirea în care ne aflăm este o clădire nouă, deschisă cu ocazia centenarului Liviu Rebrianu. Este unicat în muzeistica din România. La parter aveți bustul lui Rebrianu, făcut de Milița Pătrașcu, cea mai bună elevă a lui Brâncuș, etajera lui Liviu Rebrianu din perioada liceului și etajera școlarului Liviu Rebrianu. În tablou îl găsiți pe Rebrianu în costum de membru al Academiei Române. Sub tablou o vitrină, studii, monografii, eseuri și amintiri. Doamna Rebrianu cu o carte intitulată Cu soțul meu, iar fiica lor cu două cărți, Zilele care au plecat și Pământul bătătorii de părintele meu. Aici avem un anfiteatru cu un număr de 60 de locuri. La grupurile organizate, din timp anunțate, se pune pe ecran tot ce a apărut ecranizare după Rebrianu.
au loc în fiecare an, zilele Rebrianu, 24-27 noiembrie, comemorări, aniversări, șezători literare. Dar cu siguranță, eu cred că ați observat că pe ușă scrie Amfiteatru George Coșbuc. Răspunsul este următorul. Tatălui Liviu Rebrianu, învățătorul Vasile Rebrianu, a fost coleg de liceu de clasă de bancă cu poetul George Coșbuc. Aici, la etaj, vă întâlniți cu toată opera lui Liviu Rebrianu în limba română, ediții Princeps vechi și noi, iar în vitrina din partea stângă, opera lui Rebrianu tradusă în peste 47 de limbi, ultima apariție, romanul Ion în limba japoneză. Lăsând modestia la o parte, suntem singurul muzeu din țară care avem romanul Ion editat în scrierea Braille.